Domnule președinte, onorată asistență, să vă cer îngăduința ca astăzi aici să nu fiu nici fost prim-ministru sau ministru, nici europarlamentar, ci am să vă vorbesc ca brăilean. După anii 90, toți am sperat la o dezvoltare accelerată a zonei noastre, a României în general, dar și noi cei de aici, de la Dunărea de Jos, am sperat că și la noi va veni binele peste noi. Binele a început să vină dinspre vest, dar venea dinspre vest. Și a ajuns mai puțin în est, mai ales în sud-est, că nu prea avea pe unde. Nu erau șosele, nu erau poduri, etc. Dunărea de Jos, Brăila Galați, este a doua aglomerare urbană după București, iar toate investițiile se blocau fiindcă nu era infrastructură. Și nu erau șosele, fiindcă nu era podul. Podul nu era, fiindcă nu erau șosele. Nu avea rost să faci aeroport cargo de marfă, fiindcă nu e așa, nu erau pod și șosele. Evident, din aceleași motive, transportul fluvial invocat de doamna comisar era superb, dar lipsea cu desăvârșire, fiindcă nu e așa, nu avea unde să descarce și unde să încarce marfuri. În februarie 2017, prima vizită a primului ministru de atunci, domnul Sorin Grindeanu, a fost la Brăila. Atunci domnul prim-ministru Sorin Grindeanu s-a lăsat convins că acest pod este necesar și acest gest este necesar pentru a tăia nodul gordian și a începe de undeva dezvoltarea acestei zone. Domnia sa este cel care a găsit finanțarea pentru acest pod. Încă o dată îi mulțumesc și trebuie accentuat acest lucru. Despre tine, Sorinilor. Viața e bună câteodată și închide cercul. Acum tot domnia sa a dus lucrurile la bun sfârșit. Ce s-a mai întâmplat între timp? De când au început pilonii podului să iasă din pământ, credeam cu constructorii în primul an, bă, munciți, dar nu munciți în direcția care trebuie, că săpau grob de ancoraj la piloni. În schimb, când toată lumea a început să vadă că podul chiar iese din pământ și nu e o eternă poveste românească cu ceva care s-a semnat și nu se face, au început să crească și proiectele de drumuri. Proiectul de fezabilitate, studiu de fezabilitate pentru aeroport, înțeleg că este aproape gata. Porturile din Galați și din Brăila sunt în plină renovare, tot cu fonduri europene, zona internodală și tot ce trebuie. Așa că, ca și brăilean, vă mai spun un singur lucru. Azi, ceea ce facem astăzi, că e al treilea pod din Europa, că e cel mai mare din România, suntem la podul de la Brăila, e al nostru, îl iubim, așa mare, frumos cum e el, dar iubim, este marcarea, practic, a începutului dezvoltării zonei Dunării de Jos, repet, a doua de mare aglomerare urbană după București. Așa să ne ajute Dumnezeu.